Salut și domnul, evenimentul care ne-a ocupat tot weekendul, Vinul Negru, prima de la hotelul cu VIP-ul, difuzăm imagini în premier în această seară. Bomba serii se certe este antidrog pentru toți participanții la petrecere. Scenariul consumului de droguri la petrecerea vedetelor capătă din ce în ce mai mult contur. Și întrebarea e ce căutau acolo copiii vrăjitoare. Avem declarațiile martorilor. Și un nou fir în ancheta crimei, avem raportul oficial. E șoc în dosarul incendiului de la fermă. Se cere și se realizeze verificarea camerelor, sunt percheziții la telefoanele și calculatoarele lui Dinicu. Veți vedea și imaginea deplorabilă a unui fotbalist de milioane ajuns drogat, beat și fără dinți. Și totodată devorăm noile combinații penale ale paraditorului de VIP-uri politice, prietenia milionarului cu procurorul care măsluia dosare, portocală și întâmpina victimele cântând la chitară, cum își amenința faimosul procuror victimele cu pușcărie aflați în această seară. Și noul trend este manipularea alegerilor cu vedete de talie mondială, domnilor și domnilor, veți vedea despre cine este vorba și cum contează și cât în economia jocului planetar. Breaking news. Cei trei bărbați acuzați că au ucis un bărbat într-un hotel din Padina au fost arestați preventiv pentru 30 de zile și au fost testați pentru consum de substanțe interzise. Între timp, anchetatorii au refăcut filmul tragediei de la petrecere în baza imaginilor de pe camerele de supraveghere și caută acum armele crimei. Potrivit raportului criminaliștilor, afaceristul de 41 de ani a fost înjunghiat de 6 ori de fiii vrăjitoarei Sidonia. În fața procurorului, suspecții spun că doar s-au apărat de bărbatul care i-a atacat de unul singur pe toți. Evenimentul la care au participat mai multe vedete din România, printre care Alex Velea, Antonia, Alina Eremia și Tinu Vidaicu, s-a sfârșit tragic. Crima a avut loc la un hotel de 4 stele din zona montană Padina, județul Dâmbovița. Cei trei frați, fiii vrăjitoarei Sidonia, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Tragedia s-a petrecut în interiorul acestei cabane de lemn din spatele meu. Acolo s-a ținut petrecerea privată la care a participat atât bărbatul care a fost ucis, dar și cei trei suspecți, respectiv frații Marin din clanul Fabian. Potrivit informațiilor noastre, aceștia nu se cunoșteau, iar invitații care au mai participat la petrecere au încercat să aplaneze conflictul, însă din păcate nu au reușit. Potrivit raportului criminaliștilor, bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost lovit de 6 ori cu cuțitele. Atenție-mă că la deși mă sună, mă! Armando și Luis! Scandalul, dar și momentul în care bărbatul în vârstă de 41 de ani este înjunghiat, au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate în incinta hotelului. Oamenii regii au ridicat aceste imagini și le analizează pentru a întregi tabloul crimei. Imediat după răfoiala sângeroasă, cei trei atacatori au fugit cu mașina lor de lux. Polițiștii au refăcut practic traseul pe care l-au avut bărbații și au mers până în punctul în care au reușit să îi oprească pe drum în Sinaia. Anchetatorii caută macetele pe care atacatorii le-ar fi aruncat într-o pădure. Oamenii legii mai au nevoie doar de o probă în dosar pentru a întregi tabloul tragediei și este vorba despre armele folosite de cei doi. Potrivit unor surse, ar fi fost două cuțite, iar frații Marin le-ar fi spus polițiștilor faptul că au aruncat armele chiar pe drum pentru a scăpa de ele. Totodată, cei trei susțin în continuare că cel care a provocat totul a fost bărbatul în vârstă de 41 de ani care i-a dat un pumn unuia dintre frați. Inclusiv clarvăzătoarea Sidonia, mama bărbaților, spune că fiii ei doar s-au apărat. Acest om a fost
foarte periculos, am înțeles, la viața lui. N-a făcut decât să bată, să omoare oamenii, să-i chinuiască, să-i, nu știu ce, cum să vă mai explic ce a fost, dar în schimb a fost într-adevăr un om foarte periculos la viața lui. Mi-a atacat copiii, a vrut să-mi omoare copiii, l-a umplut de sânge, după cum ați văzut, și s-a apărat. În schimb, oamenii care l-au cunoscut pe bărbatul ucis susțin că acesta era un om blând. A muncit de și-a făcut absolut tot ce și-a făcut cu propriile mâini. El nu se supăra niciodată nici pe lumea care venea aici și parca mașinile în poarta lui, pentru că venea la magazin și nu se supăra niciodată. A fost un conflict că el a vrut să ia apărarea soției, că i-au adresat cuvinte, mă rog, nu potrivite. Era un om degajat, era blând, adică nu... Nu părea că are... Adică mă înțelegeam foarte bine cu el. Avea o firmă de pază. Mă gândeam, inițial mă gândeam că a fost ceva din interesul serviciului. Între timp, reprezentanții hotelului Belmont au reacționat printr-o postare pe Facebook, la mai mult de 24 de ore de la producerea tragicului eveniment. Mai exact, hotelul se dezice de întâmplare, încercând să minimizeze eventuala responsabilitate. Domnul și domnule, colega mea Laura Duță are raportul criminaliștilor și vine cu toate detaliile. Laura... Bună seara, Victor, bună seara, doamnelor și domnilor. Avem dezvăluirile exclusive, raport preliminar înaintat de către legiști în cazul crimei de la hotelul din Padina. Legiștii din Târgoviște au făcut această autopsie asupra victimei duminică. Important ce au stabilit, vorbim de 6 lovituri de cuțit, 2 arme diferite, 2 cuțite diferite au stabilit deja legiștii. Au fost 4 lovituri de cuțit în zona capului și 2 în zona spatelui. Important ce se va întâmpla în raportul final, pentru că s-au ridicat și probe de sânge de la victimă. De asemenea, alte probe importante care sunt în acest raport preliminar, și anume faptul că pe hainele fraților suspectați de omor în acest caz s-a găsit sângele victimei. S-a stabilit și acest lucru. Iată că acest raport preliminar a fost foarte important pentru procuror, care a cerut deja arestarea preventivă în cazul celor 3 frați care au recunoscut că l-au înjunghiat pe acest bărbat. Mai mult decât atât, au spus că au aruncat cele 2 cuțite atunci când au fugit de la hotel, imediat după ce au făcut această faptă gravă. Mulțumesc, Laura. Robert, dincolo de reacția ilară a hotelului, care și-a dat seama după 36 de ore că a avut un mort în incintă și a emis un comunicat de presă în care ne-a spus că de fapt n-a murit în hotel, a murit în anex. Mă rog, încearcă și oamenii să minimizeze. E un business acolo, adică nu prea îți vine să... O să le cam scadă cota dacă de la o recenzie negativă pe Google, dacă dai la un hotel și oamenii toți să mai întreabă dacă se mai duc la hotelul ăla sau nu, dacă scriu un comentariu neasupra. Dar aminte când scrie acolo ce ăsta e hotelul în care l-au tăiat pe unul cu maceta de la așa, l-au înjunghiat. Cine naiba să mai ducă? Și ăla e un hotel, povesteam noi la un moment dat, l-am văzut, da, așa, un hotel de lux, nu e un hotel oarecare. Băi, da? Știi ce-mi place mie toată povestea asta? Da. Vedetele noastre, mă rog, insist în continuare să nu fiu numit vedetă în contextul actual. Ăștia, Antonia, Velea, Cernei, Mia, în fine. Băi, toți pișe ochii acum, așa înduioșător, și sunt foarte marcați și sunt... nu-și dau seama ce caută ei în viața lor. Uh-huh. Mă să duc în toate înturajele, pentru că, și am să spun cu riscul de a-mi trage muscul, poate. Mă sunt lacom. Pentru că să duc în toate anturajele dubioase. Hai să fim serioși. Să facă un ban. Știau unde să duc acolo și cine sunt plătitorii. Da, hai să nu. Da. Așa. Și după aia, când aia se comportă, cum se comportă ei în mod normal, brusc și dintr-o dată ei sunt niște îngerași și nu... Ei doar erau pe acolo, s-au salutat cu lumea și nu știu ce. Nu, frate. Bun, ok că n-a dat Velea cu Iataganu și n-a dat Antonia cu Iataganu. Dar să mai lase ușor cu ipocrizia asta, că vai, ei nu și puteau închipui că se întâmplă ceva acolo. Când te duci cu cuțitașii ăștia și cu tot... Te aștepți și la așa ceva, Ce căuta ăla cu... Săbiile la el, Dumnezeu. Păi n-auzi că le-a găsit acolo, pe bar?
Erau două iatagane, da, pe bar? Într-o primă etapă s-a vorbit de machete, acum s-a trecut la cuțite, nu erau ale lor de acasă, le-au găsit. A, erau din recuzita localului, exact, ca să zic așa. Da, tranșau găinile. Da. Iar aici, de ce te miri? Pe aici se câștigă banii mulți, Victor. Da? Pentru artiștii ăștia. Unde să-și ia bani mulți decât în dedicații, din cântece de-astea? Dar stai, mă, dar poți să faci în dedicații și de la oameni. Da, e mai greu de la oameni cu ăia să uite la suta de lei cu multă atenție. Aici nu contează. Și de-aia se duc în... Păi și atunci asumă stată. Da, frate, m-am dus să-mi fac meseria, să cânt acolo, aia e, sau la băieții să... E evident să deconteze. Dar mie mi se pare foarte interesantă propunerea cu controlul antidrog. Dar pe cine este vor să testeze? Chiar pe toți? Păi deocamdată ce că i-au testat pe ăia trei, mă rog, suspecții de comiterea crimei. Și pe restul și acum anchetă ce că ar vrea să-i cerceteze, pe, să-i testeze pe toți participanții la petrecerea privată. Dar știi că nu e obligatoriu să accepte, pentru că păi dacă, nu știu, nu pe tine. Dacă nu te oprește poliția rutieră, sens în care este infracțiune, pentru că ai condus sub influența unor substanțe interzise, în rest, nu poți să fii de acord decât dacă accepti lucrul ăsta, să fii testat pur și simplu că te oprește unul pe stradă, tu ești pieton, păi nu, dar sau te ia de acasă din ancheta unei întreabă... crime asta, nu e vorba da, de ei crime. Nu sunt anchetați, domnul ministru. Ei au fost acolo. Ei sunt cel mult martori. Se pare că nici nu erau de față că dormeau, cel puțin asta e variată. Antonia hohotea pe balcon, mai nu. Hohotea a doua zi, am înțeles. În noaptea aia s-au dus de vreme la Nani. Nu, mă, nu. Velea se juca pe... Sau Velea, sau pe toți, ceva și da. Antonia hohotea în balcon. Nu era nimeni acolo de față, erau numai ei. Adică, stai puțin, vrei să spui că niște inși, mai având totuși niște urme de rațiune în cap, la un moment dat, iau trei macete, cuțite, ce-or fi luat de acolo, și îl măcelăresc pe unul și ăia... erau nu erau drogați, erau și beți, bă, dacă ești beți, ori fi fost, Dumnezeu îi știe. Dacă erau beți, îi bătea ăsta, bănuiesc, dacă erau trei care erau beți, ăla care a murit, victima, am văzut că era un tip destul de corporent, era șeful unei firme de bodyguards, înțeleg, deci avea i-ar fi bătut, sau mă rog, da? E clar că aici s-a mai și consumat și altceva, nu se poate. Da? Poate doar de la băutură. Trei inși, cum mă, de la băutură? Trei inși, Victor îl omoară pe unul și... Mi se pare o demență întreagă, nu e... Și bun, și foarte... întâmplător cunosc zona aia foarte bine, că este în drumul către casa părinților mei, locul unde m-am născut, mă rog, către apartamentul părinților mei, ca să fiu extrem de riguros. Și mi-a plăcut că i-au tăiat-o. E foarte interesant. Băieții lui Fabian, al lui Sidonia, al lui nu știu cine, mamă dracu, s-au dus să se ascundă fix la hotel la Cota 1000, frățioare. Da. Deci e un loc unde un mare ascunziș. Nu, cred că s-au dus să aibă timp să se pună de acord ce vor declara în fața procurorilor. Că da, când i-a prins, nu știu dacă ai văzut că aveau niște cipicei de aia, ca de spital, trași peste încălțările pline de sânge ca să nu murdărească covoarele de la mașină. Deci, bă, e atât de românește, domnul colonel, tot dincolo de tragedia uriașă, evident, că te duci la... o petrecere și te întorci mor de acolo dacă bagă unii cuțit în tine, indiferent în ce cauză. Da. De acord cu domnul Turcescu, ăștia nu au consumat aghiazmă. Ăștia au consumat cu totul altceva. De ce? Din cauza faptului că un asemenea aghi de violență... La cât să taie poporul român pe la țară de la băutură, nu e neapărat să fie musai drogat. Cu maceta, în momentul în care era sunat la gât în apropierea capului, nu? L-ai doborât. Deci băieții ăștia s-au înverșunat asupra victimei, deși practic știau că l-au îngenunchiat. Deci el era bun de dat cu salvarea de la prima lovitură. Ce i-a determinat să fie într-o stare de asemenea agresivitate, fără niciun fel de inhibiții, fără... Dar manifestări și comportamente de genul ăsta vedem la toate petrecere cu astfel de personaje. Stilul ăsta de muzică, modul ăsta de comportament, pic, că nu deasupra legii, ba mai mult, îi vezi. Ceți-vă aminte că au fost câteva exemple de genul celor întâmplate, bine, fără crima care s-a petrecut alarte, și în timpul pandemiei, când erau niște oameni de genul celor prezentați, asta deasupra legii, ei făceau legea în țara asta, încurajați de muzică, de dedicații, de consum, de alcool, de droguri. Domnul Stroie, mie îmi place șprițul cu lăutar, dar niciodată nu mi-a trecut prin cap să pun mâna pe sabie.
L-aș prins cu lăutar. Și am participat la câteva în viața asta, ca să zic. Niște pedepse exemplare. Mi-aș dori ca exemplu ăsta public să... Păi asta un pic, Alice, la ce infracțiune? La ce infracțiune? Pedepsa e omor. Pedepsa omor, este, nu? De la 10 la 20 de ani. Și nu e dând culpă, nu? Că doar a vrut să-l sperie. E omor cu intenție. Oare? Dar ce, câtă pedepsă să dai? La omorul, cum era înainte, deosebit de grav, acum calificat, e pedepsă 15-25 de ani, alternativ cu detenție pe viață. Ce adică dumneavoastră credeți că pe ei interesa codul penal când au tăbărât peste omul ăla cu cuțite, macete ce aveau? Adică și dacă era 5 ani de până și 15, cred că tot dădeau cu macete. Pentru ei este același lucru. Momentul ăla în care au acționat nu era pentru ei un moment de reflexie? Domne, cam care o fi pedeapsa prevăzută de lege? A, bine, bănesc că nu. Dar stai să fac o atentă analiză. Limitele de pedeapsă nu reprezintă un element inhibitor. Sunt sătul, doamne, de petreceri, de dedicații, de umflat de mușchi, tatuaje, comportamente care, din păcate, sunt împrumutate și de tine. Văd în stilul ăsta de muzică, nu vreau, gusturile nu se discută până la urmă. Dar în stilul ăsta de muzică, vedem filmările dinaintea comitei. Vă dau o veste, nici Antonia, nici Alina Irimia, nici Velea nu cântă manele. Nu. Spre exemplu. Deci nu manele îți dă bine la față. Cu ce-o fi pusă ei acolo la platanină. Și acești indivizi, care în aparență erau de dați cu armele albe, nu știau să țină mâna pe o macetă. De ce? De asta spun că și-au pierdut controlul. A fost nevoie de prea multe lovituri? Maceta este o unealtă agricolă la origine, da, cu lamă lată și care are cea mai mică dimensiune, 45 de centimetri. Păi asta poate fi folosită nu cu tăișul, ca o rangă. Pur și simplu lovești cu latul și e suficient. Da, e o săbiuță. Da. Dar ei și-au pierdut... Și-au pierdut uzurațiunii. Dar să știți că se găsește la magazine de bricolaj. Bineînțeles. Da, vorbesc serios. Da. Așa, deci... E bine, stai un pic, Robert, dacă nu s-ar găsi la magazine de bricolaj, crezi că n-ar avea dotarea proprie? Da, la ora asta, ca oficier, în trafică, toată lumea are o macetă. A fost o vreme când toată lumea avea, sau aproape toată lumea avea, bâte de baseball, da? Am sabie acasă și știu să manevrez. Și vă asigur asupra faptului că nu e nevoie să fie ascuțită. Da. O folosești ca pe un toiac și îl faci. Ei de ce n-au făcut asta? Și-au pierdut controlul. Ăștia erau și ei. Dar pot să... Da, am, da, și o întrebare totuși că pentru mine era... Câți erau la petrecerea respectivă? Nu s-a găsit nimeni dintre cei care erau acolo când au auzit asta, încerc, da? Dacă toți dormeau. Au încercat să se întâmpine și să unii dintre ei. Cine a încercat? N-a încercat nimeni. Adică, dacă... Îți dai seama, da? Deci dacă ar fi ieșit după ei din restaurant, exact, 3-4 care erau acolo... Că nu erau numai în restaurant, cât de cât mai era lume multă, mă. Bine, hai, nu ieșeau fetele, dar 3-4 bărbați, da? Să-i oprească, da, să le ia alea din mână, nu puteau salva victima. E dificil când ai de-a face cu... Da, fiecare s-a gândit, domnule, ia mai bine, nu mă bag. Hai, facem acum filozofia crimei în direct. Informație de ultimă oră, Breaking News. Percheziții la telefoanele și la calculatoarele lui Cornel Dinicu după tragedia de la ferma Dacilor. Colega mea Cristina Mihăilescu știe toate detaliile. Bună seara, Cristina! Bună seara, Victor! Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată că a trecut o lună și jumătate de la momentul în care s-a produs incendiul tragic și avem acum parte de percheziția informatică. Mâine va fi începută această percheziție conform surselor noastre, iar Cornel Dinicu a fost citat în acest sens la parchetul general. De altfel și practic administratorul de drept al pensiunii, Adrian Ristin, a fost citat într-o primă fază la parchetul general, însă ulterior procurorii și-au dat seama că acesta se află sub control judiciar, așadar nu are voie să părăsească județul Prahova, iar în consecință a fost trimis o altă citație, tot pentru mâine, însă la parchetul din Prahova. Înțelegem că într-o primă fază vor fi analizate imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona Mizil, de pe drumurile publice de acolo din zonă, însă vedem mâine exact dacă vor fi analizate cumva și imaginile surprinse de camerele din fermă, pentru că spunea Cornel Dinicu că avea câteva camere cu card separat, camere mai noi, care nu au ars în urma incendiului și ar fi surprins imagini chiar de la intrarea din pensiune. Procurorii înțelegem că au ridicat deja acele carduri și urmează să le analizeze. Cu siguranță va fi o percheziție informatică care va dura mai multe zile, pentru că trebuie analizate și dispozitivele care îi aparțin lui Cornel Dinicu. I-au fost ridicate telefoane, laptopuri și de asemenea tablete. Mulțumesc mult, Cristina!
cum se spune, avocata penalilor care este alături de noi aici în această seară și ne onorează întâmplătorii și apărătorul ales al domnului Dinicu. Alice, în ce măsură există posibilitatea să mai și găsești ceva în device-urile alea? Te întreb din experiența ta atât de anchetător cât și de avocat. Imediat după eveniment. Și cardurile deci deducă de memorie sunt unele și... care au scăpat de focul nimicitor, da? Bine, sunt și de pe drum. Deci sunt și camere ale Bun. Primăriei și camere ale cetățenilor care băteau în stradă. Așa. Și camere care filmau drumul de până la pensiune și camerele lui Dinicu din pensiune. Înțeleg că alea din pensiune au ars cu alea tot cu device-ul, nu? Alea din pensiune sunt mai deteriorate, într-adevăr. Și ele stocau imaginile pentru, pe un DVR din ăsta, cum se numește, care ăla a fost distrus, din păcate. Păi și nu există posibilitatea, alea nu se salvează într-un cloud, habar n-am. Asta mă trebuia să fie cloud-ul pe telefonul lui, dar nu avea atâta cloud cumpărat, că memoria asta se plătește. Da, se plătește lunar. Nu, da, nu avea un iCloud atât de bogat încât să poată stoca imaginile. Multe dintre device-urile personale s-au distrus. Astăzi a început, de fapt, percheziția informatică și a fost percheziționat doar un iPad al băiatului, băiatului mijlociu al lui Cornel Dinicu. Eterna poveste cu device-urile copiilor, mă scoate de minți chestia asta. Ce se gândeau că își conducea Dinicu rețeaua infracțională pe device-ul copilului? Nu, e în regulă că fac asta. De ce? Tot ce se găsește acolo trebuie verificat. Nu, nu știi ce fotografii sunt acolo poate puse. Asta era iPad-ul de școală întâmplător al băiatului. Dar nu strică să fie văzute. Poate că, cine știe, sunt poze pe care le-ar putea folosi, nu neapărat chestiuni care să fie cruciale în anchetă, dar dacă e ceva care poate ajuta, sunt binevenite. Ce se urmărește? Să se vadă cine a intrat și eventual cum, când, la ce oră a intrat în pensiune în noaptea incidentului. De fapt, despre asta e discuția. Păi, dar Dinicu nu știe cine a intrat în noaptea incidentului în pensiune? Păi ai înțeles cum mergea treaba acolo, că el se culcase foarte devreme în noaptea aia, la 9:30 sau chiar păi mai devreme. Păi și dacă mă duceam eu, cetățeanul ciuta cu care n-am fost niciodată la ferma dacilor. De unde știa asta? De unde se iau eu cheia? Și mi-a spus că de ce ținea ușa descuiată? Și a zis, dom'le, deci acolo, în primul rând, că în pensiune am stabilit că nu se fuma. Cine vroia să fumeze, trebuia să iasă. E, ca să poți să ieși, trebuie să fie ușa descuiată. Ca să nu mai stea fiecare, caută cheia, uită-o încuiată, lasă-o descuiată. Și ea de la căsuțele alte de pe SD-ul care n-au ars? De la căsuțele lor, stăteau în căsuțe și nici acolo nu aveau voie să fumeze. Și aia la fel ieșeau, dar nu la aia e discuția. Bun, discuția este pe corpul principal al pensiunii. Așa. Unde, într-adevăr, are sens ce spune el, domnule, nu puteam să încui ușa, pentru că ce făcea? El păi nu avea... da, el a mai dat o declarație care pe mine m-a frapat. A zis, domnule, era un obicei al casei, că venea omul noaptea, își lua cheia, da, se ducea să caza asta. Și după aia, păi înseamnă că trebuia să mai fi trecut pe acolo. Că dacă mă duceam eu privat în viață, ajungeam la fermă, la Han. De unde să știu eu că Dinicu e un cetățean care lasă ușa așa deschisă este. Și mă duc eu și mă autoservez de la recepție cu cheia. Cine vine prima dată acolo nu vine la 12:01 noaptea, și da? Asta e un adevăr. Deci vin oamenii pe timp de zi, oamenii care erau familiarizați cu zona și care erau clienți mai vechi, veneau, știau lucrul ăsta, își luau cheia, se cazau. Nici nu aveau ce să fură, iar acolo nu funcționa recepție cu personal permanent, ca la un hotel, da? Să spun, domne, am o recepționeră permanentă de zi, una de noapte, era o doamnă care, mă rog, distribuia cheile, le reprimea și făcea facturile după cazare, dar lucra numai pe timpul zilei, tocmai pentru că acolo nu e un hotel, dar e un spațiu limitat, sunt 10 camere cu căsuțe cu tot, nu era ceva, eu știu, anvergura nu venea din cazare. Venea din mesele alea minunate pe care le pregăteau acolo, oamenii veneau și cumpărau produse pentru acasă, care iarăși erau extraordinare, brânză, zacuscă. O cambuză cu o grămadă știu de... Știu ce am mâncat și eu și sunt... Ai fost? Păi mi-a adus clientul, n-am fost, Victor, că n-am timp de excursii, eu chiar muncesc. Nu, mână, înainte să se întâmple nici tragedie. Nici înainte măcar. Uite, mă. Bă, stau în serios, mă, Robert, mă. A fost și la ferma Dacilor, a fost și la Bermud. Bă, da, încep să fii ca Iliescu. O să fii ghinion Turcescu. Cum se duce Turcescu, se întâmplă nenorocire. Nu, mă duc și observ. Da, se întâmplă. Asta este, da. Cunosc țara. Trebuie să mă duc să mă... Da, asta este. Faptul că se întâmplă după aia la distanță. Eu să fiu proprietar de stabiliment, dacă aud că face Turcescu o rezervare, m-aș gândi de două ori înainte. Ai fost, Robert, la Padina? Da. Da? Dar în urmă cu vreo 2 ani. Ai lăsat urme, deci. Am lăsat, da. Așa. Domnul Iisus, nu să mai pricepe ce se întâmplă în toată povestea asta, în toată încheta asta? Eu nu înțeleg cum de, după atâta timp, acum începe să se facă această expertiză
a acestor calculatoare. Eu mă întrebam când la atâta timp abia să iau bucăți din alea, să le facă expertize tehnice la ce mai rămăsese acolo. Dar vorba dumneavoastră, a trecut și mai mult timp decât mă miram eu și abia acum s-au apucat de device-uri. Da, între timp însă înțeleg că domnul Tinicu a fost și arestat și a stat atâtea zile în... Păi nu, este arestat în continuare, la domiciliu. E la domiciliu, da. Da, dar tot arestat e, adică tot nu poți să iasă din casă. Totuși... Eu, cel puțin, nu cunosc foarte bine sistemul judiciar, dar din punctul meu de vedere, cred că lucrurile astea, mai ales când ai atâtea victime, lucrurile ar fi trebuit să se desfășoare mult mai repede. Nu, s-a lucrat în dosar. Ce păcătuiește justiția în România? Și asta nu o să ne vindecăm, e de pe vremea mea, ca să zic așa. Dom'le, primul lucru, te repezi cu arestarea. Păi... Adică sunt niște... Uite, aici a murit un om, da? La Padina. E clar de ce a murit, da? Deci trei s-au repetit între el să cu macetele așa. Și l-au omorât. Pentru așa ceva n-ai ce să mai spui, ce să mai aștepți. Bun, și ăla e pericol social, deci, da? Clar că oamenii ăștia au avut un comportament potențial agresiv și înainte, că un om blând, cum spune toată lumea, că s-a folosit mult cuvântul ăsta, are adevărat în raport cu victima, nu te repezi cu cuțitul. Dar aici, într-o situație atât de nebuloasă, când trebuie administrate probe, dom'le, în primul lucru te repezi cu arestarea. Hai să mai stăm puțin, că Dinicu nu fuge din țară. Dinicu e un om care vrea el să se lămurească ce s-a întâmplat. Spune-și tu că e un om blând, că nebunesc. Nu știu dacă e blând sau nu. Sigur că e un om civilizat. Acum nu pot să spun că e un derbedeu sau păi nu, da, cum asta a fost cu prezentat. E și el un om la 50 plus deja. Nu-i mai arde, are burtă, nu mai merge. Da, cu... S-a terminat cu băiețeala. Ce-o fi făcut el acum 30 de ani? Are copii, are nevastă, are avocată pe cap... Prea multe griji, da? Deci, nu știu, asta e păcatul și al parchetului și al instanțelor. Hai la pușcărie, primul. Fiindcă tot vorbim de parchete, domnilor și domnilor, am și eu micile mele pasiuni. Deci, o luăm de la capăt. Milionarul George Stanciu, zis Mardar, ar putea ajunge curând să dea cu subsemnatul în fața procurorilor în dosarul uriașei țipe imobiliare de la Ploiești. Conform ca în campul în Roma, Mardar este rudă cu un inculpat din dosar și bun prieten cu un alt inculpat. Nu în ultimul rând, Mardare este unul dintre oamenii de bază, de nădejde și de încredere ai inegalabilului procuror Mircea Negulescu, zis Portocală. Hai să vedem. Doamne ajută. Numele milionarului monden George Stanciu, zis Mardare, apare în dosarul SP Imobiliare din Ploiești, dosarul în care dezvoltatorul Mihai Lupo a vândut de mai multe ori aceleași apartamente. În plus, construcțiile s-au făcut și ele ilegal, cu ajutorul unor funcționari din primărie. Mihai Lupo și Rita Neagu, director adjunct al urbanismului din primăria Ploiești, au fost arestați în acest dosar. Conform cancan.ro, Mardare este rudă cu Rita Neagu, alături de care a mers în vacanțe luxoase, dar și la petreceri înecate în Șampanie. Afaceristul este și bun prieten cu Mihai Lupo. Aceștia fiind văzuți foarte des la restaurantele din Herăstrău sau chiar la Znagov. Cel mai probabil Mardare este cel care a pus în legătură pe Mihai Lupu și Rita Neagu, iar cât de curând ar putea ajunge în fața procurorilor, scrie Cancan. De altfel, George Stanciu a ajuns în atenția presei pentru idilele cu mai multe domnișoare celebre, printre care și Elena Băsescu, dar și pentru legăturile cu fostul procuror Mircea Negulescu, zis Portocală. Fostul primar al Ploieștiului, Iulian Bădescu, a povestit în fața procurorilor cum a fost abordat de mai multe ori de Mardare în numele lui Portocală. În primăvara anului 2014 mi s-a solicitat de către domnul George Stanciu să-l angajez într-una din structurile primăriei pe fiul prietenului său, Negulescu Mircea, procuror general adjunct la acea dată în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Menționez că nu am făcut nimic în această privință, George Stanciu comunicându-mi la un moment dat că a reușit să-l angajeze pe fiul procurorului Negulescu la Agenția Națională pentru Reglementarea Energiei București, autoritate unde socrul domniei sale avea calitatea de vicepreședinte, numele acestuia fiind Emil Calotă. A povestit Iulian Bădescu în fața pentru investigarea infracțiunilor din justiție.
Același George Stanciu, în momentul desfășurării procedurii de licitație pentru un proiect accesat pe fonduri europene în cadrul programului operațional regional privind realizarea unui centru multifuncțional de afaceri în zona Parcului Municipal Vest, m-a abordat cu solicitarea expresă din partea domnului procuror Negulescu de a declara câștigătoare o firmă apropiată domniei sale, a mai spus Bădescu. Când fostul edil al Ploieștiului a refuzat să facă ce a vrut Negulescu, acesta din urmă a pornit o campanie de denigrare la adresa firmei care a câștigat licitația, iar presiunile lui Portocală cu ajutorul lui Mardare nu s-au oprit aici. La sfârșitul lunii august, într-o zi de duminică seara, am fost sunat de George Stanciu și chemat cu insistență la o discuție în comuna Bărcănești, la pensiunea pe care o deținea un cumătru de-al său pe nume Cantemir. Cu toate că eram obosit, venind chiar în acea seară de la o ședință a CNA al PSD și ploua foarte tare, m-am dus la acea întâlnire. Ajuns în curtea pensiunii, sub un acoperiș, am observat că din partea din spate a ieșit procurorul Negulescu cântând la chitară alături de Cantemir. Prima chestiune pe care mi-a spus-o domnul Negulescu e că pot să fiu arestat pentru că oricând poate fi găsit cineva care să spună că mi-a dat bani. A mai povestit Iulian Bădescu în fața secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. De această dată, Negulescu era interesat de angajările de la poliția locală, ba chiar ceruse de demiterea unui angajat. În plus, voia demiterea directorului SGU Ploiești, Donald Constantin, pentru că a refuzat să-l scutească pe George Stanciu de plata unei arende pentru 200 de hectare de teren. Domnul colonel, nu o să realizez că au trecut, cred că 8 ani de zile, nu știu, dracu, am îmbătrânit, am albit eu, că eu m-am ocupat de portocalul ăsta. De când tot vorbim de personajul ăsta și încă mai bubuie. E inepuizabil. Și încă mai bubuie. Deci a lăsat Portocalul Legacy, ar trebui să fie un final. A lăsat o moștenire, exact. Dumnezeule, de te ia capul. Dacă ar fi un caz singular... Din nefericire, campania anticorupție declanșată acum mai bine de un deceniu s-a făcut cu oaste de strânsură. Adică i-a adunat de pe unde s-a putut. De pe la judecătorii, de pe la toate colțurile, oameni care nu aveau experiență. S-a contat pe faptul că sunt tineri. Rata de eșecuri a fost enormă, modul de lucru a fost deficitar, o droaie de dosare care puteau fi făcute mai temeinic, s-au dezumflat în instanță. Nu, domnul Conan, e mai mult decât atât aici. Aici vorbim despre niște golani. Deci ăștia erau niște interlopi ai justiției. Despre asta discutăm. Adică faptul că unul nu se pricepe, că e prost pregătit, că n-are școală, aia e una. Poți să spui, da, mă, au pătruns niște terchea-berchea. Da, mă rog, niște... Dar când apar niște interlopi pe acest traseu, totul. Atunci devine chestiunea foarte periculoasă. Totul. Cazul Portocală, că trebuie făcut o carte despre toată chestiunea asta, este un caz despre un astfel de personaj. Care deci, a ajuns magistrat de teșimiri. Adică deja, cum să spun, de anii ăștia, de când face Victor, de când ni l-a arătat, ca să zicem așa, pe acest personaj, domnule, nu-ți vine să crezi că există sau că a existat în circuitul ăsta al justiției din România un astfel de personaj. Stai, omul să luptă în continuare pentru dreptatea lui. Dincolo de faptul că e liber, omul să judecă cu statul. Da, haide că a fost achitat. Nu, a fost în două din trei dosare. Și mai nu are, era mai singur. Mai are unul, soluția este absolut previzibilă. Și pe bună dreptate își cere drepturile. Pentru că a fost abuzat și acum statul român trebuie să-i plătească despăgubiri pentru arest. L-a cam exclus de două ori CSM-ul din magistratură și a dat și el demisia. Și a dat adică demisia de silă. Pe asta, da, de scârbă, da. Domnul Onea e pe poziție înapoi, domnul nu? Domnul Onea e, dar înțeleg că nu mai e în asta executivă, că deocamdată încă mai e în judecăți cu statul. De ce? Păi ții minte ce frumos când a făcut ei conferința aia de presă și ne-a explicat domnul Onea teoria paradelii, îți mai aduce aminte? Mm-hmm. Că întreba lumea, ce cu paradela, așa e? Negulescu. Păi da, și domnul Onea ne-a explicat cum e cu teoria paradelică. Cum se procedează și era... povestea cum o sună el pe doamna Chiuveș și de trei ori pe zi. Da, întrebe dacă lumina, face bine. Da. Da, deci meseria asta, vreau să spun, cu aceleași rezultate, poți să o faci altfel. Eu nu mă dau pe mine model, că n-am fost. Dar vreau să spun că meseria asta... Nu știu, tu erai procuroare abuzivă, așa sau nu? Mie
mie nu mi s-a părut. Eu eram da. Întotdeauna agresorul. Dar lor mi se părea. Era și o presiune. Aveam aceeași personalitate ca și acum. Și de ce era dracu, ca să zic așa? Eram cum eram, nu știu, dar așa. Deci meseria asta poți să o faci fără să-ți bați joc de oameni. În cariera mea am avut multe situații în care m-am prezentat la DNA cu clienții mei. Cu unii am plecat acasă, pe alții am lăsat acolo. Dar vreau să spun că au fost extrem de puține, nu cazuri, așa momente în care am fost în situația de a mă simți inconfortabil. Sigur că nu e plăcut, e greu, e încărcătură mare și, repet, au fost și situații dure în care am plecat cu geanta clientului și el a rămas acolo. Dar poți să-ți faci meseria de procuror DNA, cum erau băieții ăștia doi, și altfel. Vorbind civilizat și încercând să afli, să lămurești situația, nu să afli adevărul, că adevărul numai Dumnezeu îl știe. Băieții ăștia s-au dus mult mai departe, Alice, de la declarațiile dictate prin intimidare martorilor pe care îi semnau ei sub acoperire și care aveau câte 3-4 identități. Aia era groaznic. Erai cu mine aici când durăm ultima înregistrare dintr-un lung șir de delea când îi dicta lui acest scris. Și mai punea de la el 350 de mii zi, 400... Și pe mine mă interesează să apară că a dat bani, că pe ăsta îl vreau umflat și așa mai departe. Era adevărat ce a spus domnului Mardare, că în orice moment poți să găsești pe cineva care să spună că ți-a dat bani. Era ceva neadevărat în ce spunea? Nu, deci... Așa era. De un băi purtător de mărăbțul. Deci în orice moment putea să găsească. Hai să ne mutăm, că ne globalizăm, doamnelor și domnilor. Plecăm din județul Prahova, acolo unde cu onoare m-am născut, în Statele Unite ale Americii, unde a fost un președinte american, Donald Trump, taie din fașă ideea că superstarul mondial Taylor Swift l-ar putea susține pe Joe Biden, în contextul în care echipa de campanie actualului președinte încearcă să obțină sprijinul cântăreței pop. Mai mult, Trump și-a revendicat meritul pentru succesul financiar al lui Swift. În timp ce e bătaie pe plan politic pentru ea, fata asta, nu mai știu cum o cheamă, îi uită fiecare dată, a oferit un show de excepție la Super Bowl, acolo unde a fost încununat campion omul său. A băut un pahar de bere în mai puțin de 6 secunde. Hai să o vedem că e campioana noastră. Amen, frate! Taylor Swift creează tensiuni în America. Donald Trump i-a cerut vedetei printr-un mesaj public să nu-l susțină pe contracandidatului Joe Biden la alegerile prezidențiale. Fostul președinte american susține că succesul financiar al lui Swift îi se datorează, iar o eventuală susținere a lui Biden ar fi neloială față de omul care i-a adus atât de mulți bani. Am semnat și am fost responsabil pentru legea de modernizare a muzicii dată pentru Taylor Swift și pentru toți ceilalți artiști muzicali. Joe Biden nu a făcut nimic pentru Taylor și nu va face niciodată. Nu are cum să-l susțină pe coruptul Joe Biden, cel mai rău și mai corupt președinte din istoria țării noastre, și să fie neloială omului care i-a adus atât de mulți bani. În afară de asta, îmi place de prietenul ei, Travis, chiar dacă este liberal și probabil că nu mă suportă, a transmis Donald Trump. În timp ce politicienii se bat pentru a o câștiga de partea lor, Taylor Swift continuă să-și uimească fanii. Prezentă în tribune la Super Bowl, artista a oferit un show pe măsură. La mijlocul primei reprize, starul pop a apărut pe ecranul stadionului în timp ce bea un pahar cu bere. Fanii revoltați aflați pe arena din Las Vegas au numărat 6 secunde ca fiind timpul de care cântăreața a avut nevoie să dea gata tot paharul. Echipa Kansas City Chiefs a iubitului lui Taylor Swift, Travis Kelce, a câștigat finala de la Super Bowl împotriva celor de la San Francisco. Cântăreața americană și jucătorul au sărbătorit apoi victoria pe teren în fața tuturor fanilor.
fenomen mondial fata asta și mie mi se pare, domnule Stroie, extrem de relevant faptul că, până la urmă, doi oameni care se bat pentru cea mai importantă funcție a planetei Pământ la ora actuală încearcă să intre în grație. Da, da, da. Donald Trump transformă orice fel de subiect în spectacol, în intenția lui vădită de a capta atenția publicului. Similar, declarațiilor făcute de Taylor Swift sunt și cele legate de obligația financiară pe care au partenerii NATO. Da. La fel, în aceeași ecuație. Încearcă să capteze diverse publici. Asta ține că pe Taylor Swift am omit-o și Parlamentul European să fie vector de imagine pentru campania de europarlamentare. Adică e un artist special turneul european în ascensiune. Super Bowl-ul este cel mai important eveniment sportiv american. Toți ochii sunt ațintiți și către cele mai mari audiențe. Exact, către acest cuplu extrem de spectaculos, Taylor Swift și prietenul ei sau soțul dânsei, nu știu cum sunt. Din peisajul Gagiu, putea lipsi Donald Trump. Donald Trump este un tip care încearcă să transforme tot un spectacol. Politica americană, în general, și campaniile americane sunt extrem de polarizate și este vorba foarte mult despre spectacol. Ei consumă politica ca un fel de produs spumos. E Taylor Swift, da, de marketing, dar și voi. Taylor Swift la ora asta e mai tare. Mai mult la vot, dacă ați fi mai spumos. Păi da, la noi, Antonia și cu Velea sunt ocupați cu fiii lui Gigi, că nu ați încercat să ieșiți din rutina asta și din chenarul ăsta îngust al unei propagande electorale. Și care... când a zis că îi place de Tudor Chiril, a țărit toți cu picioarele pe el. Că politica nu au niciun fel de valoare, afirmațiile lui Donald Trump, decât că încearcă să capteze atenția. Dar nu asta e problema. Încercați și dumneavoastră să captați atenția. Și la PNL și la PSD. Melodiile doamnei... Poate găsiți publicul. Auzi, mă, dar chiar că tu ești pe partea muzicală, că tu ai fost și la Eurovision înaintea noastră. Așa, tu ai fost peste șapte. Acolo nu s-a întâmplat nimic. Exact, nu s-a întâmplat. S-a desfințat, nu mai participăm. Gata. Așa. Michael Jackson a ținut vreodată cu vreun președinte? Nu. Cine era? Nu, dar s-a întâlnit cu președinția și am că s-a întâlnit și cu Ionidescu. Bine, s-a întâlnit și cu Ionidescu, da, au fost la... De ce vreau să spun acum este... Hai să ai făcut bună comparația asta. Taylor Swift este un muzician de mai mare succes decât Michael Jackson, care a fost la un moment dat regele încasărilor, da? Da. De vedere. Ce să nu știți? Cum adică? Uitați-vă la... Sony tocmai a cumpărat cu 600 de milioane de euro jumătate din discografia lui Michael Jackson, al artei. Lasă, păi, bun, că ăia vin bani în continuare de drepturi de autor. Fata asta a făcut în primele 10 luni ale anului trecut 324 de milioane numai din concert. Să vă iau nu știu care, că le dezechilibrează prețurile la avioane și la hoteluri în Europa. Exact, crește inflația, că duce nici o nebunie întreagă. Adică se întâmplă lucruri, apropo de Taylor Swift. Deci Donald Trump nu degeaba s-a dus spre... Dar eu țin tot cu megastarul la lupta asta de la distanță. Da. Ce vreau să spun este că în cultura americană politică, despre care lumea e foarte important dacă Taylor Swift ar spune la un moment dat eu îl votez pe Donald Trump sau eu îl votez pe Joe Biden. Cum e foarte important să nu spună nimic. Cum au fost aia de la Hollywood care s-au dus grămadă pentru că acum 4 ani de zile îl a susținut pe Biden. Dacă anul ăsta nu spune nimic, e ca și când ar spune că îl votez pe Trump. Și ca să încheie emisiunea absolut grandios, domnilor și domnilor, răspuns, nu știu dacă e halucinant sau este haios, cel puțin, al poliției române, după ce un deputat Aur a reclamat dispariția președintelui Klaus Iohannis. Știți momentul. Deci vă rog frumos, da, s-a soluționat. Lasă-mă să citez. Referitor la sesizarea dumneavoastră înregistrată la nivelul compartimentului relației cu publicul sub numărul și la nivelul compartimentului secretariat sub numărul, vă comunicăm faptul că, așa cum țineți-vă bine, în urma verificărilor efectuate, aspectele sesizate nu se confirmă. Vă asigurăm și pe această care... Tu explicați și au bătut la cotrogenii în poartă, mă! Noi au bătut. Klaus, ești? L-au văzut pe domnul președinte la televizor sau cum a verificat Klaus, poliția? Ești, au strigat. Că deputatul a depus cerere scrisă și poliția a răspuns pe cerere scrisă. În urma cercetărilor efectuate. Nu știu, dar văd că în continuare își manifestă disponibilitatea să colaboreze. Dacă mai apare vreun caz de dispariție. Dacă mai apare vreun caz... Dar bun, sigur, oamenii trebuia să dea un răspuns și nu puteau, bănuiesc că nu puteau, aveau voia lui să spună, bă, l-am văzut la televizor, Doamne ferește, între timp. Nu, trebuie să-l pipăi și să spui. Cred că au făcut altceva, părerea mea. Da, zic tu că procedural vorbim. Da, un proces verbal că a luat legătura cu cineva din SPP, care a confirmat că totuși trebuie închis. Credeți că se duc mai departe pe astfel de cazuri? Da, chiar dacă era la compartimentul parlamentare și sigur scriu și instituțiilor statului. N-ai cum să spui că ceva se confirmă sau nu se confirmă fără o minimă verificare. Domnule, dacă omul ar fi scris că marțienii invadează Terra
Poi mâine. Păi nu, dar omul s-a dus, a venit-o de aia. Dar ce nu ești aici, Constanța Trenatorului? Are poate oamenii care au fost arate ca umor. Deci poate că polițiștii au zis, băi, să vă arătăm că avem umor. De ce mi s-a părut genial? În urma cercetărilor verificate. Verificărilor efectuate. Au sunat la Cotroceni. De ce, mă? Au sunat la Cotroceni. Așa. E domnul Iohannis, e acasă? Da, e da? La muncă. Nu acasă, sau la muncă. Și sunat la Vila Lac. Sau la Vila Lac, da. A sunat. Domnul e acasă, ca în Caragiale, înțelegi asta? Așa. Și s-a spus, este, dar a zis că este să vă spui, dacă îl întreba cineva, să spui că nu e. Înțelegi? Deci exact ca în Caragiale. Asta a fost. Și găsit, păi, au nota, de ce este? Este, dar a zis că dacă îl caută ceva, să vă spui că nu e. Și gata. Domnilor, rămânem încă la stadiul de mister, dar sper că se elucidează misterul ăsta, pentru că după mine vine și preia vârtejul știrilor Larisa Popa, care este și mult mai pricepută decât mine în acest domeniu. Bună seara, Larisa! Poate ne lămurești-o cum l-au verificat, domnul președinte. Bună seara, Victor! S-a folosit și hârtie, să știți, s-a trimis o adresă specială la Cotroceni pentru a întreba poliția ce se întâmplă cu președintele țării. N-a fost o speță chiar foarte dificilă pentru oamenii legii. Vă aștept, doamnelor și domnilor, în scurt timp la o ediție specială cu informații de ultimă oră și imagini în premieră. Prezentăm filmul complet al crimei de la hotel, refăcut de procurori. Cine a sărit primul la bătaie, ce au descoperit anchetatorii? Vă dăm detalii în scurt timp și despre cel mai mare atac cibernetic, spitale paralizate complet, ce măsuri se iau pentru hackerii care atacă instituțiile. Discutăm imediat și despre primarul care a luat șpagă de peste 100 de ori. A fost condamnat, iată, edilul lua bani de la localnici pentru bâlci. În fiecare an făcea acest lucru. Avem imagini de la o intervenție de urgență, o mașină s-a răsturnat în intersecție. Vorbim în câteva minute și despre neînțelegerile din coaliție pentru candidatul la prezidențiale. Este blocaj total. Decizia pentru alegeri a fost amânată din nou. Doamnelor și domnilor, este anchetă de amploare în urma unui incident șocant în spital. O mamă a plecat acasă cu un alt bebeluș. Cum a fost posibilă încurcătura? Aflăm în cel mai scurt timp, când vă dăm detalii și despre fotbalistul mort. Avem exact momentul în care este lovit de fulger. Toate aceste informații, dar și multe altele, la fix. Vă aștept. Rămâneți!